Bună ziua și bine v-am găsit din nou, sunt Rocker Bonger și suntem de la televiziunea TLC. Și astăzi vom avea pe tema principală pe domnul, cum vă cheamă domnule? Domnul regele Mihai. Bună ziua domnul. Șeful la toți bolivașii. Încântat, încântat. Și la toți țăganiști, tot gânia. Astăzi aș vrea să vi-l prezentăm pe domnul regele Mihai, după cum am spus, și vrea să domnul să ne prezinte puțin din autenticul culturii țigănești. Nu e o problemă că am spus asta, nu? N-am spus într-un sens peiorativ. Nu e o problemă, că de asta mă gândesc cu termeni de ăștia, că toată lumea zice că nu stă țigan, dar nu de rușine. Îmi trebuie mândră cu asta, că stă țigan, pentru că și țiganii sunt talentați. Și oameni ca toți ceilalți, deci nu faci diferența adevărat. Exact despre asta vreau să vorbesc, să ne vorbiți, mă scuzați, despre talentele dumneavoastră ca și, ca și cultură, ca și nație. Ce ne puteți spune la muzică, la ce cântați sau cum? Păi da, noi mai cântăm așa de când la acea târnă. La ce? La acea târnă, vioară. Ah. Hegedu. Aha. Ei, mata. Da, înțeleg. Și la acordeon, la ce ne începe și noi așa, la o blidu ceva, o tăgaie, ce dacă n-ai stil de percuție, știi? Da, no. Foarte, foarte. Deci acesta este aspectul cultural. Și despre viața de familie, ce ne puteți spune? Familia contează? Cum este reprezentată? Prin ce este? Ce ne puteți spune despre familie? Ce să zic eu despre familie, bă, noi suntem o familie ca și oricare, deci, că, cum să sunt eu ții? Deci, la noi, de exemplu, da? Femeile, deci toate femeile, trebuie să facă curățenie, să facă mâncare, să spele și să facă cu puradăi, cât mai mult puradăi. Ce sunt aceia? Hărții, bă, nu știi ce înseamnă puradăi? Ah, puradăi, no. Da. Deci trebuie să facă puradăi. Care curățăne și noi bărbați trebuie să facem, deci pe care, deci unul e ferar, deci altul e tamblagiu. Stați un picuț, imediat vom vorbi despre latura meșteșugărească, după o scurtă publicitate. Bine v-am găsit din nou, suntem aici cu domnul regele Mihai și urma să ne vorbească despre latura meșteșugărească, despre meșteșuguri, despre lucrul în viața țigănească. Ce puteți să ne spuneți, domnule? Așa cum v-ați zis și înainte de reclame, așa, v-ați zis că pămâia trebuie să spele, să gătească, să facă puradăi, înțelegeți? Nu, domnul, despre lucru, adică bărbații, de la ce vârstă încep, cu ce se ocupă, sau dumneavoastră ce fel de rom, de țigan sunteți? Noi suntem țigani autentici. Înțelegi? Caștaliza, vragii, de care? Noi suntem aurari. Aurari. Aurari că nu stăm cu aurul și noi suntem oameni foarte muncitori, adevărat, și noi ne ocupăm și cu tamblagire, și cu fierărie, și cu ciordelez, manglelez, că, da, că așa stă noi, când, da, n-avem trăță, ciordelez, manglelez, da. Hapce la ceva la debat, n-ai băgat și tu, și probleme cu legea nu ați avut, sau... Cu legea, nu! Doamne ferește și așa ceva, mă, dar nu vorbi prost! Doar că poliția te mână, mă, asta! Da? S-a vină și pe unde este dumneavoastră, în Huiedin? Sau unde locuiți, aveți reședința? Deci noi avem... Sau la Caracal? Deci noi, nu știu cum să zic eu, noi suntem cărturari și noi avem așa o reședință stabilă, cum să zic eu ție. Sunteți nomazi. Deci noi suntem cu corturile, suntem cu... deci suntem și cu corturile, și cu... mergem dintr-un sat în altul, deci facem toată călătorii ca Beyoncé și ca Madonna, deci... Suntem în turneu, toată vața, înțelegi? Mergem cântăm la chitară, mergem cântăm la ceatârne, și facem un bar, facem o mangală, una alta, la fost cu bărâni. Da, am înțeles. Înțelegeți? Am înțeles. Și cu comunitățile de români sau de alte naționalități, cum vă înțelegeți? Domnul. Deci, da, cu comunitățile, nu știu cât să zic eu ție, dar așa cum se știe, deci, de mult de istorie, că țiganii tot timpul pot exilați și au fost tot timpul rasiști cu noi. Deci, tot așa au fost, înțeles, tot rasiști au fost cu noi și
Da, cam unde am obăzduit, doi, ce să faci că asta e tu viața, să lăși că trebuie să te acomiadezi un pic, da, asta este, da. Deci cam asta e ăsta, înțelegi? Deci, întrebarea inițială era, cum vă înțelegeți? Deci, vă înțelegeți bine cu românii, de exemplu? A, nu prea bine, să știți că românii sunt un pic așa, să uită ori la tine, înțelegi? Și te arată cu degetul că ești ciorditor, termanglitor, ciorditor. Mhm. Alu ce ai ciorditor? Ba da, știu, știu. Nu, no, zice că te ciorditor, manglitor. Înțelegi? Dar noi nu stăm așa, bă, că nu stăm aurar, bă, noi... Ne face așa să fie bine, înțelegi? Deci noi suntem foarte cu culți, omul. Deci noi nu facem mangale de voi. Da, am înțeles. Dar bine, dar când vă mutați într-un sat sau stați pentru o perioadă acolo, cum decurge relația dintre voi? Dar ce de noi? Care decurge? Adică vă certați unii cu alții. Ha, trău că ar cum să nu dă-te tână, ne cetă, să ne păcăt, să ne iubim și ne dă tot fără în cap. Și după te ne iubim, că ești bulimașă în satul meu. Se zbulimașă? Și ești bulimașă și ai furegele și... Da? Tata cum? Și care este statutul dumneavoastră ca și șef în tribul dumneavoastră deci sau în mine, comunitatea dumneavoastră? Deci eu la mine în șatră, da. De toată lumea ascultă de mine, fie bărbat, copil, nevastă, muiere, tătăte, ascultă nimic în șeful. Dar cum ați ajuns dumneavoastră șef? Sau cine v-a pus? Sau... Deci eu, de strămoșul meu, tata dumneavoastră meu... Dumneavoastră v-ați autoproclamat? Nu eu m-am autoproclamat. Deci tatăl meu, a fost șef în șatră, înțelegi? A, deci prin linie directă de sânge. Exact, mm-hmm. Exact. De sângele ce trece prin mine de rege. Înțeleg? Numai așa ajung, ca fel mai cum. Și puradelul meu, ce l-o să fie rege aici? Înțelegi? La mine șatră. Mm-hmm. Înțelegi? No. No, bun, bun. Bine, ne vom întoarce după o scurtă pauză de publicitate, așa că ne vedem imediat. Ne-am reîntors aici în emisiune cu domnul Mihai. Acesta ne va cânta o melodie. Nu, după cum a spus, ne va cânta, ne va demonstra talentul țigănesc. Ce ne veți cânta astăzi, domnul Mihai? Domnul Rege Mihai, ne spune. Să vă cânt o piesă autentică. Deci, care e nu cumva, care se nu cumva să știți, că asta o poasă autentică, țigălească, înțelegi, mă? No. Deci, oricum, o să recunoașteți, că cam toată lumea și poporul țigănești și românești și ungurești și tăte știi, înțelegi? Înțeleg. Ascultați, ascultare. Foarte, foarte frumos, domnul. Presa asta, dar ceva mai țigănesc, asta e așa mai modificat. Autentică. Dar ceva din aia așa. Deci, de care să ca și al lui Salam sau nu știu. Da, eu nu știu de la Salam. Sau din aia lăutărească, clasică. Clasică lăutărească. Da, da, domnul. Dacă nu știu de alea, uitați-vă, dacă știi. Ce? Mulțumim pentru introducerea în această misiune. Ne vedem data viitoare. O zi bună, domnul Rege Mihai. Este o onoare pentru mine să dau rolul dumneavoastră. Pentru mine este o onoare că ați venit de la vine și ați schimbat acasă. Mai avem 30 de secunde în direct. Ce ne puteți spune? Un mesaj către toată lumea. Deci un mesaj despre țigani. Deci trebuie să fie sănătoși, în primul rând. Să da Dumnezeu sănătate, lovele, bani mulți, ciordeală puține. Înțelegi? Da, da. Bine, o zi bună. O zi bună și dumneavoastră.
La revedere! Pa!